cu Voce Tare, un podcast Litera cu Nadin Vlădescu și invitații săi. Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul găzduit de blogul editurii Litera. Sunt Nadin Vlădescu și ne întâlnim astăzi pentru o discuție extraordinară despre fapte extraordinare. Se întâmplă uneori să ne uităm la oameni care obțin lucruri cu foarte multă grație. Ne uităm la ușurința cu care ei se desfășoară prin viață, mai ales la sportivi mă refer acum, și ne gândim că și noi am putea face același lucru foarte ușor, fără să ne dăm seama că în spatele performanței lor se află o muncă extraordinară, de ani de zile, uneori decenii, pentru un moment de glorie sau câteva momente de glorie care merită orice sacrificiu. Pentru că aș vrea să aprofundăm acest sentiment extraordinar, l-am invitat astăzi pe domnul Eduard Novac, ministrul tineretului și sporturilor, dar în primul rând un om extraordinar și un sportiv de performanță, campion și vicecampion paralimpic și deținătorul unui record omologat pe Cartea Recordurilor, probabil cea mai cunoscută performanță a domniei sale de către publicul nostru, este aceea a medaliei obținute recent la Jocurile Paralimpice de la Tokyo în vara aceasta. Bună dimineața, domnule Novac, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, vă mulțumesc. Noi vă mulțumim pentru că este o mare emoție aceea de a sta de vorbă cu deținătorul unor medalii olimpice. Este un lucru rar și emoția pe care un sportiv o trăiește în cadrul unei competiții o simțim și noi prin dumneavoastră astăzi. O să vă întreb dintr-un început un lucru care se leagă de o imagine foarte frumoasă, aceea a dumneavoastră purtând steagul României în deschiderea Jocurilor Paralimpice. Ce sentiment trăiește un sportiv când își reprezintă țara într-un asemenea fel și ce ați trăit dumneavoastră având această responsabilitate uriașă pentru acest gest? Păi, dacă mi-aduc aminte bine, ultima dată am purtat steagul la deschiderea jocurilor în 2012 și am mai purtat în 2008 la Beijing, deci Beijing 2008 și Londra 2012, după care am zis să mai poartă și ăștia tineri că ca să vină generația următoare și da, mi-aduc aminte, este un sentiment unic să, chiar dacă eram față de alte țări foarte, foarte puțin sportivi, dar faptul că tu ești omul care duce steagul și reprezintă țara e un sentiment onorant, să spun așa, adică faptul că tu reprezinți la o competiție o țară întreagă, toți sportivii paralimpici de acasă, toți fanii sportivilor care sunt acasă și se uită la tine, e un sentiment onorant, să spun așa. Desigur, ca sportiv, chiar în timpul ceremoniei de deschidere, tu deja ești cu gândul la competiție, la forma ta, aștepți cât mai repede să mergi la hotel, să te culci. Trebuie să știți că ceremonia de deschidere nu e așa de simplu. Deci ceremonia de deschidere durează vreo 5-6 ore de stat în picioare, deci e până ajungi să porți drapelul, ești cam obosit și deja foarte stresată, așa că nu prea te bucuri de acel moment, vă spun sincer. Așa că, dar desigur, dacă ne gândim că ai această ocazie, e ceva unic. Cu toate aceste mici inconveniente pe care le cunoașteți dumneavoastră din bucătăria Jocurilor Olimpice, aș spune că nicăieri nu defilează umanitatea în toată splendoarea și diversitatea ei mai amplu decât la Olimpiade. Este un sentiment extraordinar acesta și pentru cei care privesc de acasă din fața televizoarelor defilarea tuturor sportivilor. Dar în spatele acestei festivități se află o muncă extraordinară, nu numai aceea a organizatorilor, dar a sportivilor înșiși.
muncă, după cum spuneam, de cel puțin 4 ani între cele două olimpiade, cea de dinainte și cea prezentă. Merită acest sacrificiu? Pentru dumneavoastră, cum este pregătirea, atât din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere uman, pentru tot acest stres până la urmă? Un stres foarte mare asupra corpului, dar un stres mare și asupra psihicului. Trebuie să ai nervi de fier, numai și numai ca să te afli acolo, în fața stadioanelor pline. Da, într-adevăr, nu este deloc ușor să ajungi acolo sus în sport, printre cei mai buni, și pot să spun că pentru mine m-au luat cam 15 ani de pregătire, și aici mă gândesc mai mult la partea cu, în perioada când făceam patinaj viteză, deci începutul de carieră, fiind sportiv, copil, dimineața la 6 la antrenament, după aceea școală, după masă iarăși antrenament, deci erau 10 luni în cantonament, erau niște perioade foarte, foarte grele, dar acesta a fost perioada în care din 82, de când m-am apucat de patinaj până în 96, mă pregăteam pentru Jocurile Olimpice de la Nagano în 98. Mi-au luat 14 ani de pregătire ca să ajung acolo sus în vârf. După aceea, când mi-am schimbat, să zic așa, cariera și am început cu ciclismul, a fost mai simplu, că deja aveam un nivel foarte ridicat și m-am calificat, adică eram un sportiv de top. A trebuit o perioadă de un an, doi ani ca să-mi reintru în formă iarăși. Dar, într-adevăr, spun acest lucru că emoțiile Jocurilor Olimpice și acea competiție specială merită tot timpul. Eu spun așa 3 ani, 4 ani de pregătire, dar de fapt mulți sportivi ajung doar o dată să participe în cariera lor și se pregătesc 10 ani, 12 ani ca să ajungă printre cei mai buni, că e foarte dificil să te califici. Acum, la toate sporturile, chiar trebuie să fii un sportiv profesionist de nivel internațional ca să te califici. Că intră din ce în ce mai multe sporturi în cadrul Jocurilor Olimpice și ca să poate să intre și alte sporturi, ei reduc numărul participanților la celelalte sporturi. Așa că de fiecare ciclu olimpic e mai greu să te califici la Jocurile Olimpice. Cu cât urcați, cu atât aerul este mai rarefiat și greutatea mai mare. Încă din antichitate, un atlet desăvârșit este un model, un model de perfecțiune, atât fizică cât și umană. Dumneavoastră, prin conduita dumneavoastră sportivă, dar mai ales prin curajul și extraordinara determinare de a continua în ciuda tuturor vicisitudinilor, sunteți un model. Care credeți că ar trebui să fie relația dintre un model, mai ales în România, unde performanța și meritul nu sunt întotdeauna răsplătite pe drept, față de publicul său sau față de tinerii care vă urmăresc? Noi astăzi sunteți nu numai ministrul sportului, dar și al tineretului. Dar, în primul rând, repet, un sportiv de înalt nivel. Sincer, nu știu care ar fi. Eu tot timpul am avut această, din copilărie, să zic așa, și am avut niște modele după care m-am ghidat, și unul dintre idolii mei a fost Ivan Pațaichin, Dumnezeu să-l odihnească. Îmi aduc aminte că din copilărie vroiam să fiu ca el și era fascinant ca timp de 20 de ani a fost cel mai bun în lume la Jocurile Olimpice, ce știu foarte bine ce cât de greu este ca fiecare 4 ani să ajungi în formă maximă și să te menții acolo sus, că vin tineri, vin alți competitori, e foarte greu. Și lucrul acesta m-a fascinat enorm. Și cumva și eu m-am ghidat după acest lucru și cred că modelele influențează generațiile viitoare, adică tinerii care astăzi, desigur, pentru noi cumva era mai simplu pe vremea aceea, că n-aveam prea multe alegeri de făcut, adică ori școală, ori sport,
Eu fiind talentat la sport, din fericire părinții mei nu m-au pus în față alegerii între sport și sau sport sau școală. Deci tot timpul mi-au spus, dacă nu înveți bine sau nu știu ce, atunci nu poți să faci sport. Deci aveam așa un target acolo ca să fac sport. Și cred că cumva cariera mea și ideologia mea m-a făcut, sportul m-a făcut omul care sunt astăzi. Și oricând eu spun că sportul este una dintre cele mai bune școli ale vieții, să zic așa, ne gândim la toate nivelurile, adică și ca disciplină, și ca mod de viață sănătos, și ca nutriție, și ca încredere în sine. De aceea cred că sportul are un rol foarte, foarte important într-o societate și nu trebuie lăsată la prioritatea 10-a sau a 20-lea într-o țară, într-o societate. Trebuie să fie prioritar, deoarece lipsa sportului are niște efecte foarte grave asupra societății, pe care, așa, direct oamenii nu prea le observă și nimeni nu vorbește despre astea. Dar dacă ne gândim la copiii obezi, la sportivii care n-au un viitor după cariera lor sportivă, depresie, alcoolism, obezitate și foarte multe asemenea probleme, are efecte efective asupra familiei, care eu cred că dacă am avea o societate mai sănătoasă și mai sportivă, cu copii care fac sport zilnic, activitate sportivă zilnic în școli, și părinții fac măcar de 2-3 ori săptămânal sport, atunci cu siguranță am crește și ca valoare în societate. Mi-a rămas această imagine a dumneavoastră copil cu părinți care vă îndrumau către sport, tocmai ca să puteți să vă întoarceți la carte, la școală. Se face mereu această dihotomie între corp și minte, sport și carte. Dacă faci sport, nu poți să înveți bine. Iată că dumneavoastră sunteți un exemplu în sens opus. Aș vrea să ne întoarcem puțin la copilăria dumneavoastră. Se spune că la 12 ani caracterul este deja format și drumul cuiva în viață cumva prestabilit prin calitățile și însușirile pe care un copil de 12 ani deja le arată. Ce ați fi vrut să fi știut la 12 ani care v-ar fi ajutat mai mult în parcursul ulterior și ce ați spune acum copilului Eduard Novac de 12 ani dacă ați putea avea un dialog cu el în oglindă? Nu știu, la 12 ani cred că am câștigat prima mea medalie de aur la campionate naționale. Eram foarte motivat, tot timpul vreau să fiu cel mai bun și am dorit, mi-am concentrat toată viața mea, adică nu toată viața mea, ci tot timpul meu asupra sportului, ca să devin din ce în ce mai bun. Și desigur și mi-am dedicat pentru școală. Desigur, îmi era greu să văd prietenii mei când ei au timp liber, în sâmbătă, duminica și eu trebuia să merg în cantonamente sau să merg la antrenamente și în competiții. Dar dacă tragem așa o paralelă, viața mea și cariera mea se dezvolta, iar cumva îi vedeam pe toți prietenii mei că stau într-un loc. Și acest lucru mă compensa, adică vedeam că într-adevăr acest sacrificiu are sens. Și dacă aș fi acum, aș spune același lucru, nu mi-aș schimba părerea. Cred că am luat cea mai bună decizie atunci și am făcut bine ce am făcut.
Deci un copil oricum trebuie să se miște, nu trebuie să stea. A sta versus a se mișca, a fi tot timpul în mișcare. Câte ore vă antrenați pe zi și cum arată o zi din viața sportivului Eduard Novac în oglindă cu o zi din viața domnului ministru Novac? Sincer, perioada de pregătire pentru Jocurile Olimpice a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o, cred, în toată cariera mea de sportiv. Fiind această presiune pe spatele meu cu ministerul și doream să fiu un ministru bun și să reorganizez sportul românesc cu foarte multe provocări și eram într-o stare de continuă oboseală, efectivă, eram tot timpul obosit. Mi-am și zis că nici nu mai spun cuvântul obosit, că deja m-am săturat. Toată lumea întreba, cum ești obosit, cum ești obosit, cum ești obosit. Încercam să mă antrenez dimineața, eram cu gândul la muncă, încercam să mă antrenez după masa, eram cu gândul la muncă, tot timpul obosit, în weekenduri. Eram acasă, vineri, sâmbătă, duminica, de multe ori și mă antrenam până la Reșin. Așa că chiar era o luptă foarte, foarte grea aceste 6 luni. Și credeți-mă, dar această cursă de la Tokyo a fost una perfectă. Deci, în carieră, foarte puține curse ai care poți să zici că da, a fost ceva perfect. Și o să-ți amintești toată viața. No? Asta a fost una de aia. Deci a fost memorabilă, să zic așa. Îmi transmiteți și mie acest sentiment al bucuriei. Când spuneți asta, este o mare afirmație să spui despre ceva că e perfect, dar vă cred 100%. E emoția pe care o aveți, o am și eu în momentul de față. Ciclismul acum este un sport solitar și este un sport al anduranței și al durerii. Nici nu vreau să mă gândesc la ce simte corpul dumneavoastră când este supus la un efort continuu, exact când nu mai puteți. Dacă am avea acces la monologul interior al unui personaj literar care s-ar numi Eduard Novac, sportiv de performanță, ce am auzit sau ce am citit și ce vă spuneți atunci când ați trecut de pragul durerii, ați trecut de pragul oboselii, când sunteți la capătul puterilor și totuși trebuie să mergeți înainte și când o faceți, iată, ajungeți la cursa perfectă. Da, deci acum dacă aș scrie, nu știu, o poezie, ar fi foarte scurtă, aș scrie numai zbori, adizbori, atât. În cursa asta numai asta a fost. Când a fost chiar foarte, foarte plăcut să concurez în aceste condiții și să merge așa de bine. A trecut așa 4 km, 4 minute 30, cât nici n-am reușit să... Sincer, mai doream să mai dureze, că m-am simțit foarte bine. Dar de pildă, când am ieșit la competiția de șosea, peste 3 zile am avut competiția de șosea la Fuji Speedway. Acolo, sincer, de la prea mare concentrație de umiditate, m-am sufocat, efectiv. Deci, în 3 zile, de la condiția mea foarte, foarte bună, efectiv, peste 3 zile am devenit un sportiv total diferit, parcă eram altcineva. Și acolo chiar era un chin. După o tură nu mai aveam aer, mi s-au blocat picioarele, nu se mai învârteau picioarele, nu, efectiv nu înțelegeam ce se întâmplă. În viața mea n-am simțit acest lucru, deci a fost ceva groaznic. Deci și normal. Nu știam ce se întâmplă. Chiar a trebuit să treacă o vreme să-mi dau seama, stai, că de fapt asta a fost. Deci mi s-au umplut plămânii de lichid și mi s-au blocat plămânii, efectiv, și nu mai puteam să respir. Și
a fost ceva groaznic. Deci dacă pot să spun că înainte cu 3 zile am avut cea mai perfectă competiție din viața mea, acum, deci peste 3 zile am avut cea mai nasoală competiție din viața mea. Deci incredibil a fost schimbarea și condițiile și am zis asta este, pentru ce am venit am câștigat și să dăm uitării. Și asta a fost și la competiția de șosea, după o tură eram gata, deci m-am și oprit. Nu puteam, nu aveam aer. Ca dovadă că sportul oglindește perfect viața. După un suiș, vine un coborâș și tot așa. Niciodată nu există un platou al perfecțiunii sau al fericirii. Dar noi suntem obișnuiți cu... De fapt, în sportul de performanță, asta trebuie să înveți, să pierzi. Că 90% pierzi și 10% câștigi doar. Deci ești obișnuit cu insuccesul, să zic așa, și... Așa e, mergem în continuare. Tot timpul și după atâția ani, această experiență pentru mine a fost una nouă. Deci, înainte eram pe pistă, tot timpul în condiții de aer condiționat, și la hotel, și în mașină, și în velodrom eram tot timpul cu aer condiționat. Și efectiv, în timp de o săptămână, n-am reușit să mă aclimatizez cu umiditatea aceea. Uh-huh. Și m-am sufocat. Asta a fost. Legat de ce spuneați mai devreme, să termini o cursă sau să participi este mai important decât să câștigi pentru un sportiv? Și cum se traduce acest lucru în viața personală sau în viața publică, politică? Eu de sine sunt un competitor, să zic așa. Și dacă sunt competitor, atunci în orice fac vreau să câștig. Când am acceptat această funcție în anul trecut, în decembrie, ok, normal că a fost o situație, o șansă unică, să zic așa, și am pus în balanță că poate nici nu pot să mă duc sau la Tokyo sau nici nu pot să mă pregătesc. Sau am zis, ok, chiar dacă nu mă duc, accept această funcție pentru că este o șansă unică să ai ocazia de a schimba ceva în sportul românesc pe care o cunosc foarte bine. Și, dar normal că acum, chiar dacă mergeam la această competiție și mă întorceam fără niciun rezultat, locul 5, locul 6, locul 10, cu siguranță eram distrus psihic, să zic așa, că atunci gândul următor era că ai renunțat la o medalie de la jocuri pentru această poziție și dacă merită și nu știu ce. Deci asta era... Deci, de aceea zic, în momentul în care tu stai în start și iei competiția, adică începe competiția, tu vrei să câștigi, tu vrei să fii, să ai un loc onorant, să fii acolo în față. Așa sunt și în viață. Deci dacă am acceptat această funcție, vreau să câștig, vreau să fiu cel mai bun. Să copiii, nu știu, peste 10 ani, 20 de ani, să se spună că da, într-adevăr, datorită lui Novak, datorită strategiei sportului, uitați că de aici am ajuns aici și de aceea sunt rezultate astăzi, pentru că am această posibilitate și acum mă rog la Dumnezeu să avem puțin timp, să stăm aici și politicul să se normalizeze puțin ca să putem să implementăm ce ne dorim. Amin. Mă bucură că spuneți lucrul acesta, pentru că înseamnă că or să fie efecte benefice pentru toți tinerii și pentru toată societatea. Le așteptăm. Citius, altius, fortius este mantra oricărui sportiv. Mai repede, mai înalt, mai sus, mai puternic. Puteți să-mi povestiți pe scurt 3 momente din cariera dumneavoastră de sportiv când ați atins acest deziderat? Cred că Londra a fost când am câștigat medalia de aur. A fost punctul culminant, să zic așa, a carierei. A fost, chiar dacă n-a fost o cursă perfectă și puteam mai bine sau
era foarte mare presiunea. Era când te gândești că mâine trebuie să fii cel mai bun, e foarte greu de manageriat. Acum n-aveam nicio presiune. Acum la Tokyo e deja, nu mai ai presiune când ai câștigat deja aurul, ai și argint, nu mai ai nicio presiune. Dar când ai argint și știi că poți să câștigi aurul și, Doamne ferește, să pierzi această posibilitate pentru viață. Deci ai pierdut toată munca, toată speranța și efectiv tot ce ai crezut toată viața timp de 30 de ani. Deci a fost o presiune uriașă, dar am reușit să manageriez și să câștig această cursă și cred că a fost punctul culminant al carierei. De câți oameni este nevoie pentru a face un campion? Dumneavoastră aveți o echipă puternică în spate, Team Novak. Cum se desfășoară relația cu echipa și cât de mult vă ajută și pe ce planuri? Noi vedem campionul, dar nu știm că în spatele muncii lui se află munca foarte multor oameni. Da, da. E o armată de oameni în spatele meu, deci începând de la soția mea, care m-a sprijinit mereu și a fost alături de mine în toate provocările familiale, să zic așa, cu afacerile noastre, cu cluburile, adică cu echipele mele pe care le-am înființat în 2004, Team Novak și Academia, deci părinții și toți cei care sunt, să zic așa, plătiți și lucrează pentru mine, chiar e o armată de oameni, că pentru a putea obține un asemenea rezultat și avea atâtea lucruri în jurul tău, trebuie oameni care te sprijină și te ajută, că altfel e imposibil. Dumneavoastră sunteți absolvent al Facultății de Drept din București, prin urmare sunteți jurist de formație și om al legii. Ce parte din această pregătire a dumneavoastră ați dori să se reflecte în activitatea de sportiv, dar și de ministru? Eu, așa, din experiența mea de după și cu interacțiunea cu mai mulți oameni din domeniul business, instituțional și altele, cred că noi toți cetățenii acestei țări ar trebui să aibă o pregătire juridică într-un fel sau altul. E foarte important. Am văzut de atâtea persoane care nu cunosc puterea legii, nu cunosc limitele, nu cunosc legile, atâtea greșeli fac și în aborda lucrurile și în relație cu angajatorul sau... Deci e ceva esențial. Și pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru. Bine, în afară de faptul că tatăl meu a lucrat în armată, a fost capitan și am avut o educație mai riguroasă, să zic așa, dar faptul că știi, cunoști puterea legii și știi ce înseamnă bine și rău și până unde poți, acest lucru a contat enorm. A contat chiar dacă în foarte multe cazuri am fost o persoană incomodă pentru foarte mulți și ca președinte de federație timp de 8 ani am avut o viziune și tot ce am făcut a fost între niște parametri foarte rigizi. Dar și acum, eu cred că trebuie să stai acolo în mediu safe. Da? Și corect, pentru că acest lucru se transmite mai departe. Tot timpul, eu zic că succesul sau insuccesul vine de la cine coordonează o echipă și o organizație. Ne apropiem de finalul discuției, din păcate. Două întrebări scurte pe final. Prima este dacă credeți în noroc și dacă aveți superstiții sau ritualuri în timpul antrenamentelor sau înainte de o cursă. Noroc, da, cred în noroc, da. Este.
Trebuie să... Chiar mi-aduc aminte, chiar am câștigat o medalie de argint la campionate mondiale în 2015 cu... Deci am râs și eu. Deci a fost foarte, foarte comic. La un moment dat, înainte de sosire cu 3 sau 4 km, era o mică cățărare în care în ultima tură erau foarte, foarte multe atacuri și deja eram obosit. Și m-am rupt de primii 5, mi se pare. Deci eu veneam pe locul 5, cam așa era schema. Când la un moment dat... Deci am ajuns sus pe un deal și era o coborâre cu niște curbe foarte strâmte și așa. Și eu am renunțat la podium, că asta este, și am început să pedalez și am văzut la un moment dat în fața mea că locul 4, da, are ceva probleme cu bicicleta. Și am zis, wow, păi hai să-l sprintez. Și l-am trecut, după care a început coborârea aceea, șicanele acelea, și când am început să cobor, mă uit la un moment dat și doi ieșeau din șanț afară, au căzut și ei. Și așa am venit pe locul 2. Deci era atât de comic, se întâmplă foarte rar asemenea lucru, dar trebuie noroc, deci... A fost o medalie norocoasă, zic așa, deci, dar foarte multe noroc n-am avut, așa că, deci tot timpul îmi spun că norocul mi l-am câștigat și mi l-am făcut, așa că, dar trebuie și noroc. Și cealaltă întrebare? Superstiții, aici mai era o mică parte, da, dacă aveți vreo superstiție sau vreun ritual, dacă vă îmbrăcați într-un anume fel, dacă faceți ceva, dacă... Vă temeți să nu treacă vreo pisică prin fața bicicletei? Nu, chiar atât. De obicei, înainte să ies din camera de hotel, când mă duc la competiție, mă rog, spun o rugăciune și cer la Dumnezeu să mă ajute. Cam atât. Și ultima întrebare în această discuție, pentru că suntem pe blogul Editurii Litera și vorbim despre cărți și literatură, care este cea mai recentă carte pe care ați citit-o sau carte pe care o citiți acum? Am vrut să spun dacă no mai este. Chiar n-am pentru citiți. Credeți-mă, în ritmul meu de viață și cum de obicei îmi place să mă uit la filme unde nici nu trebuie să te gândești. Doar stai în pat, te uiți la film și ador. Și cam asta este. Dar dacă îmi recomandați o carte foarte bună, vă promit că citesc. Vă recomand orice carte a editurii Litera. Vă recomand una în special, Apei Rogonului, Colm McCann, o carte apărută recent, care vorbește tot așa despre perseverență și determinare și curajul oamenilor în fața vicisitudinilor vieții pentru a ajunge, iată, într-o situație extraordinară, aceea de campioane ai vieții, cum sunteți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Eduard Novac, pentru această discuție. Mi-a făcut mare plăcere. Rămâneți prietenul editurii Litera și prietenul nostru și vă așteptăm cu cât mai multe performanțe în toate domeniile cât de curând. Și poate la un moment dat o să scriu și povestea vieții mele. Oh, ar fi extraordinar. Vă așteptăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. La revedere. La revedere. Pa, pa. Ați ascultat Cu voce tare, un podcast Litera cu Nadin Blădescu și invitații săi. Podcastul Cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.